E nevoie de tineri care să ilumineze pe țărani. Nicolae, noi venim cu o nouă religie. Eu plec la București. Ca să ce? Ca să nu rămân aici. Cu ce bani? Nu vezi că a birui lipsa. Ilie Moromete se reîntoarce. După o perioadă de frământări de 32 de ani, regizorul Stere Gulea se hotărăște să facă totuși continuarea filmului. Cât mai avem din povestea lui Marin Preda și cât avem viziunea lui Stere Gulea în Moromeții 2? O parte din partea de început din Moromeții 2 și din Viața ca o pradă și din interviuri sau din alte surse. Și am structurat povestea lui Ilie Moromete cu fiul lui, cu Nicolae, care în roman devine activist de partid, iar eu i-am dat identitatea pe care a avut-o scriitorul. Și plecând și de la mai multe mărturii ale lui Preda, care a spus, Nicolae, sunt eu. Și atunci am crezut că am legitimitatea să purced la această corectură în comparație cu volumul 2. Ura de lasă și ura de clasă. Cam asta e oferta politică. Probabil că rolul lui Nicolae e unul din marile modificări din Catraseu. Catraseu, da. Catraseu, inclusiv da. Finalul filmului, în care Nicolae îl convinge pe Ilie Moromete să îi dea pământul care îi se cuvine și să-și continue studiul. Da, sigur. Care în realitate în opera lui Preda nu există. De fapt, lucrurile sunt, zic eu, mai nuanțate. Moromete realizează în timpul acțiunii filmului, în durata pe care o are, că pentru noul regim proprietatea nu există, proprietatea particulară, individuală, și că mai devreme sau mai târziu povestea asta se va termina. Și Moromete înțelege cursul, da, înțelege cursul ăsta. Simțeau ce se va întâmpla. Asta este ceea ce îl convinge pe Moromete să facă gestul pe care până atunci nu putea să-l facă, pentru că până la urmă, cum să vă spun, totuși pentru ce a luptat el o viață a fost să mulțească pogoanele, și el asta le spune alor lui pe final. Ci eu vroiam să fim toți la un loc, să mulțim pogoanele, să mucim împreună și să prosperăm cum ar veni. Deci, astea sunt concluziile pe care el le trage. Care-i miza? Mai bine, măcar îi dau ăstuia șansa să facă carte, să se salveze măcar ăsta. Sigur, Preda n-a făcut așa în roman, dar felul în care eu am dedus din interviuri, din alte mărturii ale lui, cam așa gândea. În momentul în care a scris romanul, el nu putea să scrie cum ar fi scris astăzi. Asta e diferența, neșansa pe care a avut-o el și alți scriitori, trăind în perioada respectivă, unele lucruri nu erau admise. Mă puse dracu să iau sămânță de la stat. Asta să vă învățați minte, să vă mai credeți în stat. Anglo-americanii nu recunoaște guvernul rusă. Că și rușii? Fraților, nu mai ascultați la unul și la altul. Nu e ca atunci când făceați voi politică la Iocan și vă durea în cur de alții. Sunt diferențe majore între personajul Ilie Moromete din prima parte a filmului și cea de-a doua parte. Și da și nu. Ilie Moromete nu e un personaj univoc. E un personaj pe care îl prinzi greu, tocmai pentru că este un om extraordinar de inteligent și reflexiv. Și este un om care întotdeauna el nu se repede să dea un verdict. El nu răspunde niciodată simplu și direct. El răspunde în așa fel încât să pricepi, dacă pricepi mălăele, și datorită faptului că avea interpretarea lui Rebenciuc și era normal că nu putea să meargă pe aceeași linie, n-avea
nici nu era normal, nici nu cred că putea, pentru că datele sunt diferite ale lor. Victor este un reactiv, este un dominator, adică e altă fire. Horatiu nu te ia direct. Horatiu, poți să-l crezi că nu e mare lucru așa de capul lui, cum ar veni. Dar când stai și îl vezi cât îl duce mintea, cum se spune, e cam ăsta e Moromete pe care el l-a creat. Dumneavoastră ce v-a făcut ca după 32 de ani să faceți partea a doua filmului? Gândeam așa că dacă am avut noroc și mi-a ieșit, să nu forțez norocul, erau niște socoteli de genul ăsta, cum zice Moromete. Dar în același timp, la un moment dat mi-am dat seama că parcă totuși ar merita să se încheie povestea, că filmul se termină undeva cu o întrebare și așa parcă cere o și continuare. Așa. Asta m-a făcut să mă gândesc mai serios și în momentul în care am avut ideea asta că să plasez acțiunea în 1945, dintr-o dată am avut chef să-l fac. Pentru că momentul ăsta al lui 45 mi s-a părut foarte potrivit datorită incertitudinii care se instala. Lumea ieșise din război, s-a terminat războiul. Bun, ce o să se întâmple? Ce, oamenii, era clar, lumea cerea, într-un fel, toată lumea cerea un răspuns la ce o să se întâmple. Asta mi-a adus ideea lui 45. Că era un moment în care oamenii se gândeau ce o să se întâmple cu ei. Încotro o să o ia societatea. Era, nu? Și el era un tip care îi plăcea să gândească ce o să se întâmple, să reflecteze la așa ceva. Și atunci m-am decis să, când am avut contextul ăsta, pe care am început să-l aflu din diverse jurnale pe care le-am citit de epocă, am avut și dorința prin asta ca filmele și literatura care s-a scris în comunism despre perioada asta să nu rămână numai aia care este falsă. Am văzut ce s-a făcut. Fie că am văzut mai de mult, fie că am văzut chiar după 90, a făcut Nicolaescu vreo două filme de astea, dar Nicolaescu nu putea să mai facă, el era atât de falsificat în felul de a judeca și de a, asta, încât nu putea să aibă declicul. La el era chestia cu mănușa, întorcea mănușa, adică dacă până atunci erau comuniștii care făcuseră actul de la 23 august, acum a întors mănușa și a făcut regele. A făcut o documentare destul de... Mi-a plăcut episodul cu jurnalul unui lider țărănist, Udiță, da, pe care l-ați folosit, care a scris zi de zi. 30 și ceva de ani, ceea ce la români este o performanță, zi de zi, jurnal politic, zi de zi, peste 30 de ani, e o mină de aur. Dar am citit și altele, chiar jurnale ale unor oameni de stânga, Paul Cornea, Nina Casian, Maria Banuș și alții, și am citit un jurnal scris de reprezentantul Statelor Unite în Comisia, reprezentantul militar al Statelor Unite în Comisia Aliată, deci un personaj foarte serios, Schuyler pe nume, care, cum să vă spun, scrie, era participat la toate deciziile care se luau, politice și militare. Adică era o sursă, este o sursă foarte serioasă. M-au ajutat să-mi fac și eu o imagine cât mai complexă și nuanțată, pentru că dacă nu te miști cât de cât sigur într-o perioadă istorică, vii cu greșeli, cu soluții facile. Se încheie filmul cu Ilie Moromete singur, deci
nu mai e nimeni cu el. Ăștia vin să-i confiște cai, utilajele, toate, pământul și toate astea. Și el rămâne singur. Cum credeți că va recepționa generația tânără un film despre Iranul român și despre... În principiu, cred că nu îi interesează. Găsesc conexiuni? Credeți că vor găsi conexiuni? Nu știu. La cât de diferită este lumea lor de azi și problemele și astea, m-ar mira să îi intereseze. Ce vreți voi? Iese bine, mă? De ce să nu iasă?